Este 1 decembrie, dar nu toate primăriile din județul Gorj au avut banii destinați pentru organizarea unor manifestări care să marcheze așa cum se cuvine această zi de importanță națională. În timp ce în unele localități oamenii sunt serviți cu sarmale sau fasole cu cârnați, în altele vor fi doar arborate steagurile fără a fi organizate manifestări pompoase. Bugetele multor localități sunt leftere și pentru asta manifestările destinate Zilei Naționale a României nu au loc. În multe dintre localități va fi arborat drapelul, însă fără alte activități menite să marcheze această zi importantă pentru națiune. Nu, bugetul local nu ne permite să facem așa ceva. Eu știu, poate o parte din cetățenii din Turcinești care au și locuințe în Târgu Jiu vor participa la manifestările organizate de municipiu. Vă doar la arborarea steagurilor? Da. Deci bugetul nu ne permite să facem așa ceva și participăm și noi alături de municipiu, că suntem vecini. În categoria primarilor care nu-și permit să organizeze cu fast manifestări cu ocazia Zilei Naționale a României, se numără și primăria comunei Roșia de Amaradia. Seara la Cămin Cultural a fost organizat Miss Boboc și la sfârșitul programului am scos în evidență ce înseamnă ziua de 1 decembrie pentru România și nu numai, cetățenii localității Roșii de Amaradia care au fost prezenți aseară, chiar dacă știau, cred că au aprofundat aseară cunoștințele despre ceea ce înseamnă ziua națională a României. Mi-aș fi dorit să omagem acest eveniment și altfel, dar resursa financiară nu ne-a permis. Sperăm că anul viitor lucrurile se intre și într-o normalitate firească din punctul acesta de vedere. La Târgu Jiu, dar și în alte câteva localități din județ, cei care vor asista la manifestările prilejuite de 1 decembrie vor fi serviți cu o porție fie de fasole cu cârnați, fie de sărmăluțe. Zeci de copii din centrele familiale aflate în subordinea Direcției pentru Protecția Copilului Gorj petrec aceste zile libere în sânul familiilor din care provin. Pentru a fi siguri că micuții vor fi în siguranță, reprezentanții Protecției Copilului Gorj au efectuat anchete sociale în aceste familii. Zeci de copii instituționalizați au ales să fie în sânul familiilor de 1 decembrie. Pentru asta au fost depuse solicitări la Direcția pentru Protecția Copilului Gorj. Familiile care își vor ține copiii de sărbători au trecut mai înainte prin filtrul anchetelor sociale. Da, sunt câțiva copii care au ales să își petreacă vacanța alături de familia extinsă sau chiar familia naturală. Sunt situații însă care sunt monitorizate foarte aproape de colegii mei de la primării, pentru că există permanent un risc și atunci noi trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă cu copilul care ajunge într-un asemenea cadru. Înainte de a fi aprobate cererile, specialiștii direcției au efectuat anchete sociale la fața locului. Cererea respectivă ajunge la conducerea unității de GSPC. Aceștia vor analiza în funcție de condițiile care sunt identificate la familia care dorește să ia copilul în perioada vacanței. Se face o anchetă la fața locului, colegii mei merg la fața locului, merg la domiciliul unde copilul își va petrece cele câteva zile de vacanță, vor constata dacă acolo sunt condiții decente pentru chiar și pentru o perioadă scurtă de timp și de asemenea dacă membrii familiei sunt cu toți încântați de faptul că acel copil revine pentru o perioadă de timp în sânul familiei. Cei care nu au dorit să petreacă aceste zile libere în sânul familiei au rămas în centrele familiale sub supravegherea cadrelor specializate. Încă un pic și vine Moșul. La Târgu Jiu s-a deschis astăzi Târgul de Moș Nicolae. Zeci de căsuțe din lemn adăpostesc expozanți din toate colțurile României, iar produsele cu care vânzătorii își ademenesc mușterii sunt diverse, de la dulciuri până la decorațiuni de Crăciun și daruri de pus sub brad. În căsuțele din lemn, care par luate din satul lui Moș Crăciun, comercianții au oferte pentru toate gusturile și buzunarele, obiecte confecționate din ceramică, tot felul de ornamente sau lumânări. Nu lipsesc nici nuielușele, frumos împodobite, venite a fi dăruită celor care nu au fost cuminți anul acesta. Târgul de Moș Nicolae se va închide pe 4 decembrie. 1 decembrie a venit cu salarii mai mari pentru bugetari. Cei mai mulți bani, 25% la salariu, vor primi cei care lucrează în sănătate, asistență socială și angajații serviciilor de expertiză medicală. Și în învățământ vor crește salariile, însă cu 15%. De majorare va beneficia și personalul didactic, nedidactic, precum și cel auxiliar. Ceilalți bugetari primesc și ei de astăzi salarii mărite cu 10%. Printre aceștia se numără personalul din administrația publică,
publică și locală și cel din unitățile de cultură și teatru. De această măsură vor beneficia 200.000 de angajați. Aceste majorări salariale presupun costuri suplimentare de 6,5 miliarde de lei în bugetul anului viitor. Cele mai aglomerate locuri în care se adună românii după cluburi și restaurante intră în atenția pompierilor. Toate bisericile sunt somate să se conformeze unei reguli care poate salva vieți. Lăcașele de cult să aibă cel puțin două căi de evacuare în caz de incendiu, spun pompierii. Arhiepiscopia promite că preoții se vor conforma. Și în județul Gorj, pompierii vor demara controle de prevenire și vor soma toate bisericile să se conformeze unei reguli care poate salva vieți. Pompierii vor să fie siguri însă că nu doar mila Domnului îi apără pe credincioși. Sunt multe de făcut pentru ca bisericile să devină sigure. În primul rând, ușile înguste trebuie să dispară și să nu se mai deschidă spre interior, pentru că în caz de incendiu, când toată lumea încearcă să iasă, ar putea să fie imposibil de deschis. De la aceste reguli sunt scutite lăcașurile de cult care sunt monumente istorice și pentru că nu se poate impune spargerea unor pereți și realizarea unor căi suplimentare de evacuare. Chiar și așa, aceste biserici și mănăstiri ar trebui să respecte condițiile minime de prevenire și stingerea incendiilor, cum ar fi amplasarea stingătoarelor, a sistemelor de hidranți și semnalizarea căilor de ieșire. În județul Gorj, sute de biserici primesc enoriași fără a deține aviz pentru prevenirea de incendii. Colegii mei din cadrul Inspecției de Prevenire vor desfășura activități de control și îndrumare la toate lăcașurile de cult. Aici vorbim de mănăstiri, biserici, capele și așa mai departe. Odată cu controlele, unde sunt constatate nereguli, acestea vor fi remediate dacă este posibil pe loc, dacă nu, până la începerea slujbelor religioase, acestora li se va pune în vedere să remedieze toate neregulile constatate. Până vor fi puse toate lucrurile la punct, enoriașii își pun toată speranța în mila Domnului. Eu n-aș face, eu una nu. Nu-s de acord să facă. Eu ce să zic, bine e să se controleze, dar mai mult ce pot să spun. Nu mi-e teamă de așa, pentru că pot să merg pe stradă. Uite, eu acum am avut așa un incident cu o căzătură care am mers pe greșe aia de 10.000 de ori și într-o zi m-am dus pe o frunză și m-am lovit. Nu mi-e frică, să știți. Considerând că este casa lui Dumnezeu, eu mă simt în siguranță în biserici. Asta de acord să facă control în biserici, în partea istu? Nu știu dacă biserica este locul considerat periculos. Nu consider. Alții spun că se simt în siguranță în biserici și nu văd rostul acestor controle. Să facă controle, asta e, dacă așa vor să facă. Poți să ia foc, să adămogni și te trezești cu... Da, așa. Este bine, da. Eu cred că există riscuri peste tot. Și în biserică cu atât mai mult pentru lumânări, pentru... Trebuie făcute controle de mai mult timp. De mai mult timp, bineînțeles, și controle. Și câte nu ne lipsesc nouă în România. Dar sperăm. Mai ales că biserica este prevăzută doar cu o ieșire. A doua ieșire este prin altar. De unde să mai fie, bineînțeles? A doua ieșire, care e prin altar, doar pentru preoți? În toate bisericile te simți în siguranță. Acum, dacă s-au dat autorizațiile, ei trebuiau să se gândească, toată lumea trebuia să se gândească de când să construiești ceva, să facă ca lumea și să ai o siguranță unde te duci. Că așa poți să mi se întâmple și acasă. Uite, de exemplu, la o baie poți să-ți ia foc ceva, la o centrală, la ceva. Deci n-aș fi de acord să fac. N-aș fi de acord și să se închidă atâtea instituții după ce, că au spectacole. Cum să închizi acum toate instituțiile după ce au fost făcute? Că nu există ușile mari sau să n-ai pe unde să ieși. Pompierii au făcut verificări și în școli și grădinițe. Nu au lipsit în regulile care au fost amendate cu câteva sute de lei. Ați efectuat și controle în școli, în grădinițe? Da. Și premergător tragicul eveniment de la București și după, și mai ales după acela, am intensificat activitățile de control în majoritatea obiectivelor, printre acestea regăsindu-se și instituția de învățământ, atât din mediul universitar, cât și liceal și școlar. Unde au fost depistate nereguli și acestea au putut fi remediate pe loc, au fost remediate pe loc, unde nu au putut fi remediate pe loc, acestora li s-a pus în vedere să le remedieze în cel mai scurt timp posibil. Nu au fost aplicate amenzi.
unde au fost cazuri unde au fost aplicate și amenzi contravenționale sau avertismente. Cea mai mare amendă? Nu am o evidență a amenzilor, dar de ordinul a câteva sute de lei. Toate verificările vin după incendiul izbucnit în clubul colectiv din capitală. Până la această oră, bilanțul este de 60 de morți. Disciplina noțiuni de prim ajutor ar putea deveni obligatorie în învățământul preuniversitar și universitar în baza unei propuneri legislative de modificare a legii educației. Inițiativa a fost depusă în 25 noiembrie la biroul permanent al Camerei Deputaților și se află în consultare publică până la data de 30 decembrie 2015. Inițiatorii își motivează acest demers prin necesitatea ca fiecare individ să știe să acționeze atunci când se află în fața unei urgențe medicale sau să cunoască modalitățile de a evita sau reacționa în fața unui pericol cu potențial vital. Actorul gorjan Horațiu Mălăele a fost prezent seara trecută la Târgu Jiu, unde a deschis publicului expoziția Graficaturi. Aceasta conține caricaturi ale unor personalități din domeniul culturii, Brâncuș, Eminescu, Toma Caragiu, Nichita Stănescu, dar și desene nud cu maxim de conținut într-o formă. După expoziție, luminile s-au mutat la Teatrul Dramatic Elvira Godanu, unde a fost gazda deja emblematicului spectacol Sunt un orb. Expoziția poate fi admirată în perioada 1 decembrie 2015-15 ianuarie 2016 la Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu. Vernisajul a continuat cu spectacolul Sunt un orb. În stilul caracteristic, Mălăele a ținut spectatorii cu zâmbetul pe buze. Doamnelor și domnilor, sau acum noua putere instalată, mai ne dăm un her. Pentru că atât înainte trăiam în epoca, adică rezistam în epoca trăitului bine, acum suntem în epoca lucrului bine făcut. Este o variație de bine. Bine trăit, bine făcut. Un lucru bine făcut. Asta e un lucru destul de rău. Ne gândim, pentru că asta presupune să muncim. Spectacolul a luat naștere din nevoia artistului Horațiu Mălăele de a împărtăși publicului poeziile pe care le-a îndrăgit din copilărie până la vârsta maturității, oferindu-le noi valențe prin interpretarea sa originală. În viață trebuie să fii sănătos, eu sunt. Am corpul unui tânăr de 18 ani. Mă țin în frigider. După ultimul consult, doctorul mi-a mai dat de 3 ani. Când a văzut că n-am cu ce să-l plătesc, mi-a mai dat 3. Astăzi chiar m-a certat, ce dumneata ai îndrăznit să-mi pui aici în buzunar 300 de euro? Zic, nu, ce, de ce? Așa-ți doctorii. Evenimentul a fost organizat de Asociația Refugiul Urban, în parteneriat cu Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu și Teatrul Dramatic Elvira Godanu Târgu Jiu. Noi ne propunem să trezim acest oraș. Ăsta e scopul nostru, să-l trezim din amorțeală și din conformism, să găsim alternative. Expoziția pe care am adus-o la Târgu Jiu e un exemplu în acest sens. Și poate că e această expoziție un pic mai greu de digerat pentru unii, să zicem, dar cu siguranță e un impuls de a ieși din această zonă de confort. Născut în Târgu Jiu, județul Gorj, la data de 1 august 1952, Horațiu Mălăele nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare în lumea teatrului și a filmului. Cunoscutul actor este și un artist vizual apreciat, făcând parte din Uniunea Artiștilor Plastici, secția grafică și bifând de-a lungul timpului mai mult de 40 de expoziții personale, atât în România, cât și în afara țării. Printre cele mai importante le putem menționa pe cele din București, Paris, München, Buenos Aires, Montevideo, Toronto, New York și Miami. Pandurii sărbătoresc Ziua Națională în teren. Astăzi se confruntă în deplasare cu CFR Cluj. Meciul este programat în această seară de la 20:30 de minute. Fotbaliștii lui Iordănescu Junior au ajuns la cota 36 în clasamentul ligii 1 și ocupă locul 3 la egalitate de puncte cu Viitorul Constanța.
Numărul de cartonașe galbene este îngrijorător pentru această etapă. Iordănescu și-ar fi dorit să fie analizate cartonașele în momentul în care echipele vor intra în play-off și play-out. Am ajuns destul de îngrijorător în momentul de față ca și număr de cartonașe. Am spus și acum puțin timp că mi-aș dori să se analizeze și poate să se ia o măsură în sensul în care să fie anulate cartonașele în cazul în care, în momentul în care echipele vor intra în play-off și play-out, pentru că vorbim de un număr mai mare de jocuri decât în trecut și jucătorii sunt mai expuși. Ar fi păcat să jucăm fiecare joc cu 2-3 suspendați și noi și alte echipe, însă încercăm să le ținem sub control. Etapa trecută nu am luat niciun galben, acum am luat mai multe. Asta este. Încercăm să pregătim bine următorul joc și să găsim înlocuitor. Cine va intra, sunt sigur că va face bine. Jucătorii își doresc să aducă la Târgu Jiu cât mai multe puncte din următoarele meciuri. Mai sunt vreo 4 etape, 5 etape până la finalul anului calendaristic. După aia încă 3 etape dacă nu mă înșel și play-off-ul dacă reușim să-l prindem. Este un campionat lung, dar sper să-l ducem cât mai bine, să în fiecare meci să evoluăm ca și echipă și să practicăm un fotbal bun. În acest moment, Pandurii ocupă locul 3 în clasamentul Ligii 1, în timp ce gazdele de la CFR Cluj ocupă locul 9. Echipa de basket Energia Târgu Jiu continuă visul european. Formația lui Antonis Constantinides se va duela mâine, 2 decembrie, cu BC Astana. În primul meci de pe scenele europene, în sala sporturilor, a învins-o pe BC Astana cu 89-72. If we wait, let's say, from Pristina to go to fight in Astana, and they lost 50 points, it's not right. It's 6 games, not 5 or 4. But without, of course, to hurt our team and our players. Așa cum am mai spus, vom încerca să oferim minute mai multe jucătorilor care au evoluat mai puțin, însă va trebui să mergem la Astana să ne păstrăm un nivelul ridicat al jocului și să ne respectăm poziția de lider ai clasamentului. Nu putem să mergem acolo să pierdem la o diferență de 30 de puncte, de exemplu. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat anul trecut la Locoile în Bulgaria. Nu vreau să terminăm o campanie europeană așa. Și un alt motiv pentru care trebuie să jucăm la un nivel ridicat este de fair play-ul competiției. Trebuie să fim corect față de celelalte echipe din grupă. Nu, nici noi nu ne-ar conveni să fim în postura Priștinei sau celor de la AE, care ei se bat pe viață și pe moarte și să meargă o echipă vizitătoare și să facă figurații pe teren. În această grupă sunt 6 meciuri, nu 5 meciuri, astfel că trebuie să jucăm până la final. Până în acest moment, după 5 meciuri disputate, Energia este liderul grupei K cu 9 puncte în cont. Știrile se opresc aici, sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Gorj TV, urmează filmul artistic Triunghiul Morții. O seară frumoasă tuturor!